Comuna Iaslovăț a găzduit duminică o nouă ediție a festivalului Flori de Mai. Pe scena din centrul comunei au urcat artiști locali și ansambluri din mai multe colțuri ale județului. De asemenea, la Iaslovăț au fost prezenți primarii din localitățile vecine, dar și autorități județene. În deschiderea evenimentului, oficialitățile prezente au transmis mesaje locuitorilor din comuna Iaslovăț. Din 2003 am început evenimentul respectiv, festivalul Flori de Mai. Ne gândeam ce denumire să-i dăm și am dat o denumire foarte autentică și frumoasă. În luna lui mai toate este înflorit, atât și flori și copaci și toate sunt înflorite și este de primăvară. Mă bucur că sunteți astăzi prezenți și în primul rând trebuie să mulțumim la Dumnezeu pentru că ne-a lăsat astăzi și este vremea frumoasă, pentru că altfel ne gândeam să facem în cămin, având în vedere că în cămin mai este mai cald sau cum este, dar mulțumim la Dumnezeu că este bine și este frumos. Anul trecut, pe 13 mai, am participat pentru prima dată la festivalul folcloric Flori de Mai. Și mi-am zis că era o vreme așa de urâtă, veneam direct de la Bușoaia și ne-am întâlnit acolo în căminul cultural și la sfârșit v-am urat să ne revedem cu bine și la următoarea ediție. Iacă, bunul Dumnezeu ne-a ajutat și ne vedem și anul acesta la 17-a ediție a festivalului folcloric. Și atunci și acum vreau să mulțumesc domnului primar pentru invitație și să-l felicit pe dumnealui și echipa de consilieri locali pentru această inițiativă care de fapt a devenit o tradiție. 17 ani cât are comuna Iaslovăț, iată 17 ediție la festivalul folcloric Flori de Mai. Sunt bucuros că am fost invitat și anul acesta, într-adevăr anul trecut am fost în cămin, dar bunul Dumnezeu de tot clipe plăcute să fie împreună, mai ales de zilele comunii Iaslovăț. Vreau întâi să felicit pe seniorii dansatori, am auzit povestea tuturor și felicit pentru că au destule de povestit și au însemnat locul și vă doresc în continuare activitate cât mai rodnică. Să dea Dumnezeu și în 2030 să ne întâlnim aici și pe tineri juniori, cântăreții de muzică populară, instrumentiștii. Domnule primar, mulțumim cu atât dumneavoastră și Consiliul Local. Vreau să vă felicit modul cum ați organizat, dar mai ales ce ați făcut pentru comună și știind ce aveți de gând să faceți. Aveți o serie de proiecte, să le duceți la îndeplinire. Este pentru prima dată când vin în localitatea dumneavoastră și sunt foarte încântat de ceea ce am văzut. Mă bucur că aveți acest festival Flori de Mai și dacă nu știați, în a doua duminică din mai este Ziua Națională a Portului Tradițional. Și la ce văd eu aici, trebuie să spun felicitări. Dragi aslovicieni, dragi vecini, că suntem vecini, sunteți vecini extraordinari, sunteți vecini buni, sunteți vecini gospodari și vă mândresc cu dumneavoastră. Vreau să vă rog să aveți grijă de primarul dumneavoastră, este un om extraordinar, să-l sprijiniți în toate activitățile pe care le are și să fiți alături de el pentru prosperitatea acestei comune. Vă urez în continuare o zi frumoasă, plăcută, distracție plăcută și tot ce vă doriți și țineți-o așa, că o țineți bine. Ansamblurile și artiștii prezenți au încântat publicul prezent cu hore și dansuri populare. Să știu te și de gură, dri-dri-dai, dri-dri-da. Nici la lucru nu ne-i greu, dri-dri-dai, dri-dri-da. Că așa este neamul meu, dri-dri-dai, dri-dri-da. Să trăiască mamuța, că m-a învățat a juca, a juca și a cânta. Hai, bătrânii, să-ți
așa.